proiectele spre dezbatere la ordinea de zi. Cine este pentru? Deci se votează cu unanimitate, da? De asemenea, s-a suplimentat ședința cu 3 ordine de zi. Le supunem la vot. Cine este pentru? 3 proiecte. Pardon, scuze. Suntem motivi. Da, se votează cu unanimitate, da? Da, am pe ultima ședință la care se și mai mult. Păi, dar și normal așa. Da. Avem un proces verbal încheiat în 30 iunie 2021. Dacă sunt lor la cuvânt vis-a-vis de spre acest proces verbal. Domnul secretar, ați adus și mie procesul verbal trecut în care v-am spus de făcut modificările. Nu vreau adus dumneavoastră, am verificat s-au făcut modificări și postate pe site. Le puteți vedea pe site. Dacă țineți neapărat, vă servim. Procesul verbal cu modificările. La terminarea ședinței, cu mare drag, vă servim. Acum, ședinței, vă rog, procesul verbal cu semnătura cu tot și cu paragrafele. Absolut, însuși și de fapt, corect. Spune la vot procesul verbal. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Câte abțineri avem? Câte abțineri? Cine e? Se abține? Da, sunteți președinte, nu ați. 5. Păi stați cu degetele pe unde nu trebuie și nu văd. De unde ăsta. Fără ironii, domnul Lungu, abțineți. Dar nu e ironie, e o constatare. Sunteți președinte de ședință și corectiți dumneavoastră. Nu văd. De la ce află? 5. 5. De 8. Trecem la proiecte de hotărâri numărul 1 pe ordine de zi privind aprobarea contului de execuție venituri cheltuieri a bugetului local al Comunei Prăjești, județul Bacău, la data de 30.06.2021. Dacă sunt luat la cuvânt. Nefiind, supunem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? 5 abține. Avem 6 pentru unanimitate. 6, 6. Unanimitate 6. Punctul 2 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri cheltuieli pe trimestrul 3 anul 2021 și aprobarea listei de investiții pe anul 2021. Lor la cuvânt dacă sunt. Nefiind, supun la vot. Cine este pentru? Eu stau cu mâna ridicată de 5 minute și dumneavoastră ziceți nefi. Nu știu, ați făcut așa, zic. Păi vă poate salut, puneți... ca să mă vedeți, că vreau să mă scriu la puneți pa, da, doamna Genia, am făcut la tot. Sari, vă mai place. E, sau ce-o, iubește și aurul. Spune, doamna. În primul rând, l-aș întreba pe domnul primar de ce nu regăsim aici în proiectul de rectificare și cei 10.000 de care ziceți dumneavoastră. Din provedere de relatare am spus că erau 10.000, s-a înțeles 3 și s-a trecut 3. Să faci și amendament și o să... Iată, ce nu-i găsim, întrebăm imediat la fontană. Păi, asta era și... Da, să găsesc, n-are cum să nu se găsesc. În momentul în care faceți... Să le găsesc, să le găsesc, stați liniște. Da, dar... Nu, atunci nu-i explici ce și cum... Nu, la primul ședință. Vino, te rog, la ședință. Cât privește rectificarea asta de 159.960, eu nu am înțeles. Se ia de la capitolul 840301 și se pun tot la capitolul 840301. Da, pentru că face aceeași firmă care face fond. Pentru că nu face atâtea fel autorizații și avizii cu un proiect nou, mergem pe același proiect. Ok, și zic, dacă e de același capitol, proiectul zici... construirii fond. Respectiv, DC-1061. Bun. Inițial au fost spus separat, am crezut că o să fac o investiție separată, dar să continuă investiția pot, ca să nu se facă o nouă autorizație și un nou aviz și ce mai trebuie la un proiect de investiții. Dumneavoastră, domnul primar, spuneați că
ăia 72 de metri de asfalt o să ajungă vreo 76.000 de lei. 74, da. Astea sunt bani destinați cât o să cheltui, neapărat este obligatoriu să cheltui toți sau poate să cheltui mai mult, n-am de unde să știu, deocamdată. Ok. Întrebam, aici în rectificare nu ar trebui să găsească și banii prevăzuți pentru amenajarea spațiului de aici din spate? În rectificare, odată da, ce avem proiect? Da, sunt la capitolul 51, la 20 de rolul 30, sunt bune și servicii. Manoveră în spătește, se face cu oamenii noștri. Și am explicat la frontatul că într-o greșeală de iertare, în loc de 10.000, s-a trecut 3.000. Dar dumneavoastră nu regăsea, doamna consilier, nu regăsea nici aia 3.000. Păi nu regăseam nici 3.000, nu regăsesc nici 10.000, doar dacă sunt cei 5.000 nouă. Pentru că materialele au fost trimise și s-a sesizat neregulat. Neînțelegere. Nu știu, așa am înțeles. Până la urmă, cheltuia la 10.000, mai trebuie să adăugat diferite. Am înțeles. Se vede, domnul secretar, dacă e probabil că ați notat întrebarea mea, cu unde se regăsesc în buget și eventual... Dar ce capitol era? 20. 20. Titlul 20 de la 30. Alte întrebări? Vreau să spun domnul primar. Bună, domnul. De ce nu trebuie să cer hotărârea prin Consiliul Local și apoi să fac lucrarea și îl faci tu mai evident? Sunt pe îi facem lucrarea și apoi ceri banii. Îi facem lucrarea și... Vreau să-mi răspund domnul primar. O să facem lucrarea după ce a aprobat dumneavoastră. Dar lucrarea este făcută. Dar lucrarea este făcută. Dar betonul la frumos. Ce-a frumat în față e altceva. Noi discutăm de curile în spate. Ce între sala de festivități și... În turnată de două săptămâni. Ce? În turnată de două săptămâni. Ia mai uitați-vă o dată, domnul. Mai uitați-vă o dată. Vă dau și ochelarii mei. Mai uitați-vă o dată. Am spus între sala de festivități și magazin, da? Păi, și ăla turnat ce este? E altceva. E altceva, dar nu pare tot de aici. Hai, tot aia e treaba. Aia sunt bani sau sunt tot în ăștia? Nu știu, domnul, nu știu. Păi, nu, dar trebuie ce-i aprobă, nu? Dar dumneavoastră cum nu a aprobat? Vreau să consemnăm, domnul secretar, ce am spus. Păi ce a spus? De ce se face lucrarea înainte de a s-a aprobat banii, domnul secretar? Sunt lucrări de reparație și lucrări de investiții, domnule. Da. Domnul primar, dar îmi pare foarte bine, e bun că se face, dar eu cred dar e rău pentru voi. Să fie ca Consiliul Local să fie prima dată în știință, așa. Aprobat și făcut. Păi asta fac, eu vă înștiințez, după aia face. Păi cum, dar s-a terminat de făcut? Ce am terminat? Betonul ăla, cine l-a plătit? Domnul, mai mergeți și vă mai dați o dată, domnul. Da, da, da. Să vedeți că sunt lemne, sunt tomberoane, e altceva și de desubt e pământul. Da? Mai mergeți și vă uitați o dată, ieși, dacă-ți vă aminte. Domnul, mergeți și vă mai uitați o dată. Vă răspundeți la întrebarea mea. Ce? Betonul care l-a stornat de două săptămâni, care l-a stornat în continuu, includ banii ăștia? Nu. 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 Ați sunt alții? Da, sunteți mulțumiți? Da. Bine. Consemnat, domnul secretar. Consemnat, domnul secretar. Faceți totodată și drenajul, vă nu-i încă. Dacă tot turnați betonul. Siguranță, da. Să dăm un scurt de la... Drenajul apei pluviale de pe sala de festivități era vorba. Ca să nu se ducă toată sub fundația... Doamna, până nu iese clădirea din garanție, nu pot să fac nicio modificare la clădire. Dar nu la clădire. Era vorba dacă conduceți apa care se scurge din pe sala de festivități, pune niște tuburi. Se duce în partea, se duce în partea stângă, doamna. A, asta era ideea. Da. E așa e de la început. Da, așa este de la început. Da, apa se duce. Ți se pare că au făcut ceva care nu a fost în regulă? Haideți să avem la o altă discuție. Care nu s-a discutat acum. Da. Deci unii stăm noi acum, da. La inițiativa lui s-a făcut. Deci se pare ceva că nu ar fi bine? Și cu banii nu. Vrea să aducă el bani de acasă, îi facă? Domnul Garnica. Da.
Poate nu înțelegi ce-o vrut să zică, dar... Ba da, eu am înțeles destul de bine. Nu înțeles nimic. Vă întrebat, apa de pe clădire este dusă prin tubul? Condusă. Păi cum trebuie dus? Că ar vrea să-l faci inundație, Lucian. Domnilor, domnilor, devin de la subiect și de ordine de zi. Alo. Domnul Bolo, domnul Vernica, domnul Vernica, devin de la subiectul ședinței. Vă duceți la o bere și discutați înclinația locului. Cine e de acord cu proiectul de vot? Se spun la vot, da? Cine se abține de obște? Cine e la șase? Cine se abține la șase pentru? Da. Momentan. Cine se abține? Doamna Gianina, domnul Dămăt, doamna Minut, domnul Stratulat și domnul Lucic. El Luce. Domn președinte. Proiectul numărul 3, privind aprobarea alocării sumei de 10.000 de lei în vederea amenajării unui spațiu din domeniul public al Comunii Prăjești, ce reprezintă Curtea Interioară aferentă sediului Primăriei Comunii Prăjești, județul Bacău. Discuții, dacă sunt pe tema asta. Luați de cuvânt. Să explice domnul primar, unde este ăștia 10.000 de lei, unde sunt investiți exact? Ca să știm și noi. Într-o placă de beton care va fi din spatele sălii de festivități până în sala de... până în magazinele. Suprafațare? Și preluare? Nu, n-am măsurat. E o sumă estimată, că nu pot să știu exact, lucrarea o facem din, cu forțe proprie, adică cu angajații primăriei. Estimăm la circa 3 paleți, 2 paleți, 3 paleți de beton, plus plasă necesară. Și piatră, evident. Supunem la vot cine este pentru. Dar eu, după ședință, doresc un proiect de hotărâre pe care să scrie 10.000 în 3.000. Ok? Eu am spus și o repet, domnul, suplimentăm suma de la 3.000, este o greșeală de redactare. Eu fac amendament, doamnă, și la amendament suplimentăm suma de la 3 la 10.000, da? Eu vin până amendament. Ce, nu se fac amendamente la proiecte? Vă rog să luați în calcul amendamentul domnului primar. Spuneți la vot amendamentul domnului primar. Bine, pentru. Deci spune la vot amendamentul din care se... Da, da, spun semnat domnul secretar amendamentul domnului primar? Deci, nu. Păi noi nu suntem la fi consemnat. Nu m-a votat. Păi dacă l-au supus la vot, Lucian, înseamnă că e amendat. Păi eu întreb domnul secretar... Păi cum poate să fie amendat dacă nu l-ai votat? Deci secretarul nu doarme acolo, el scrie ceva. Da, nu? Întrebi, dar îl întrebi de-a ta, el scrie ceva acolo. O să primiți procesul verbal al ședinței la următoarea ședință. Păi, și o să-l supunem aprobării. Da, nu știu, poate nu e aici. Poate nu e aici. Cine e pentru aprobarea proiectului? Cine e cine pentru aprobarea proiectului? Ați aprobat amendamentul, da? Da, așa poți. Acum ați aprobat cu tot cu amendamentul. Cine e împotriv? Sau cine se abține? 6 la 5. Trecem la subiectul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării, instalării și utilizării sistemului de supraveghere video pentru incinta grădinii botanice Paul Țară Lungă Prăjești și Muzeul Paul Țară Lungă din Comuna Prăjești, județul Bacău. Discuții, dacă sunt pe tema asta. Iar vă rog eu. Vechiul sistem de supraveghere, să înțelegem, domnul primar, că nu mai era funcțional. Mai funcționează o singură cameră video. Acum câteva luni, mai exact, cred că prin toamna anului trecut, spuneați că se asigură mentenanță, că erau funcționali. Și dar acum, ce? Camerele de la muzeu. De când sunt eu primar, nu s-a investit niciun leu în sistemul de supraveghere de la... Da, funcționa? Dumneavoastră? Au funcționat. Au funcționat, sunteți dumneavoastră? Mai funcționează o singură cameră. Și nu mergeau reparate sau nu le-ați putut prinde în... E un sistem din 2011 în funcțiune. Nu le-ați putut prinde în cadrul celuilalt proiect nu. Cu camerele? Nu. Funcționează la nu sunt nicio formă. Nu, și vor fi două sisteme de supraveghere, respectiv unul la muzeu și unul la grădina botanică, ca să înțelegeți.
încercăm să achiziționăm 8 camere pentru muzeu și vedem 8 sau... Bănuiți, este garanții, aveți mentenanță, ceva la ieri? La ce e nou, da, la ce se va face, cu siguranță, 2 ani. Să punem la vot. Cine este pentru? Unul la limitate? Cred că 8 la 3. No, cine da, se abține? Domnul Bolu. Domnul Bolu. A. 10 la 1. 10 pentru un abține. Mai încurcam o lucică. Nu mai știu să număr. Tu cu abținerea ta m-ai dat peste cap. Abțineți-vă și trebuie să mai... Punctul 5. Nu mă întrerupeți că îmi pierd șirul. Proiect de hotărâre privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției promovării drepturilor copilului, ale persoanelor adulte cu handicap, precum și contribuții Consiliului Local Projești la finanțarea acestor servicii pe anul 2021 și aprobarea contractului asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap. Discuții pe tema asta. Cine pentru? Abțineri? Unanimitate, da? Da. Da. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor pentru demararea procedurilor necesare în vederea realizării lucrărilor de amenajare, rigole, canale pentru preluarea apelor pluviale pe lungimea drumului județean DG207D, ce traversează Comuna Prăjești, județul Bacău. Discuții, dacă aveți. Eventual poate ne spune domnul primar ce se vor face. Cereți să vă răspundă la ceva. Păi că vă... Ce nu, ce nu ați înțeles? De data trecută v-am citit solicitarea Consiliului Județean prin care ne roagă să decolmatăm de la limita de proprietate a Consiliului Județean, respectiv 8 metri de lapsul drumului, spre exterior, să decolmatăm șanțurile de preluare a apelor pluviale. Și aici sunt mai multe șanțuri, dacă vezi la chioșcul de lapte, la Diroi, la Biserica Ortodoxă, la Ionic în față și așa mai departe. Sunt mai multe canale care trebuie să decolmatate în așa fel, încât apa provenită de la, eu știu, apele pluviale, să se scurgă, să nu rămână în zona de... Ce intenționați să faceți? Să facem șanțurile, să decolmatăm. Doar șanțurile? Da, doar șanțurile, de fapt. Adică, mă scuzați, o dreptă și care povestea să facă... Amenajare, rigole, canală. Da. Rigolă, deja ziceți, fie acoperită. E... Confecționare, mă scuzați că... Deci betonat, să înțeleg... Nu betonăm, nu. Doar prin săpătură va trebui să aducem șanțurile la o anumită profunditate, în așa fel încât apa scursă de pe drumuri și care vine din zonele de deal și care ajunge în zona de incidență a drumului județean, să se ducă, să se depărteze. Dar sunteți conștient că la prima ploaie se vor veni la același nivel? Doamna Genena, de când sunt eu în Prăjești, nu știu și nu mi-aduc aminte să fi fost vreodată decolmatate. Deci, și-au fost ploi suficiente. Dacă dumneavoastră considerați că acum vin eu primar la prima ploaie se astupă, era un pic, de nu se colmatau că aveai excavator. Ce s-a făcut? Ce s-a făcut? Sunteți într-o gravă eroare. Dar s-a făcut un câmp, să vorbești acum. Nu, domnul primar, așa este. Da. De la sânt, s-a făcut prin sat până la Mărărița. De la Diroi spre Siret, de la chioșcul de lapte spre Siret și așa mai departe. Omul care duc până la Banca lui Benedict, care duc până la... distrată în pândătură. Aia sunt și-o vă putin de ce sumi vorbim? La ce sumi? La finanțarea cine o suportă? Se discută la ori finanță. E a noastră, pentru că proprietatea noastră. Deocamdată nu știm, pentru că nu putem, nu poate fi costul egal acolo unde, pe exemplu, la chioșul de lapte, poți să ne formatezi la Biserica Ortodoxă, da? Unde nu te îngrădește nimic. Și alta este cum ești de la Dizor, unde copaci, stânga, dreapta, garduri. Aici, imposibilitatea să ajungi cu mijloc de transport. Cu bani sau pentru ce la seama pe domnul Bemea și Proroiu și cu președinte Consiliului de viață din nostru. Cum? Ați avut comisii la Prăjești cu domnul
președintele județean, Lenia, da, era finanțatorul de la drum, da. Ați cerut poate ajutor și dumneavoastră ca să vă ajute pentru decolmatarea... M-a cerut dumneavoastră la... pentru asfaltarea drumului din comună, așa cere și primarul. Eu întreb... Dar nu este legat de proiectul de pe ordinea de zi, domnule. Deci nu este legat de pe ordinea de zi, așa ceva. Adunările private ale primarului nu vă privesc. Trebuie să stai toți oamenii să-ți accepte ceea... Finanțatorul vine în să-și urmărească proiectul în execuție ori de câte ori dorește. Corect. Da? Inițiatorul la... proiectului a fost și că este și finanțatorul Consiliul de Zeamnă. La Petrescu, fund, nu-i trece de jeu de acolo. Vorbesc de unde l-am văzut că l-am dus. Urmăriți-l, vedeți de ce s-a dus. Răpim poarta mea, domnul Vici. Așa da, foarte bine dacă o trec. Și așa urmăriți. Și nu cred că l-am cine a trecut prin partea noastră? Dumneavoastră, cu toate mărinte... Urmăriți! Domnul, iar sunteți într-o gravă eroare. Era comisia de recepție de la apă, domnul. Și erau 6-7 mașini de specialiști. Da, da. Păi și nu era nici domnul Florești, nici domnul Bene. Ați avut bilet de voi să treceți pe acolo, puteai pe port? S-a întâmplat pe data de 6, când am avut comisie de recepție la rețeaua de apă potabilă. Și urmăream rețeaua de apă, nu era niciun Bene, nu era niciun Floroiu. Și chiar dacă vrea să vină, pot veni oricând, pentru că sunt... Nu, n-au fost informații. Ce ați văzut dumneavoastră, coloana de mașini, erau specialiștii care urmăreau rețeaua de apă potabilă. Am întrebat, nici nu au văzut ei. Supunem la pot... Păi, proiectul. Cine pentru? Abțineri? 1, 2, 3, 4. Unanimitatea cât aveți? Nu, 7 la 4. 7 la 4. S-a abținut domnul Elucio, doamna Minuț, domnul Dămătârc și doamna Genia. Trecem la punctul 7, proiect de hotărâre privind decontarea transportului la cadre didactice care își desfășoară activitatea la școala gimnazială. Domnul președinte, vă rog să aveți în atenție. Gheorghe Vamescu. Că avem un amendament. După ce am trimis material la consilier, școala ne vine cu un referat care se rogește să îi se deconteze și pe luna iunie transportul. Vă rog să spuneți la vot amendamentul ăsta și după aceea. Cine e pentru? Unanimitate. Pentru iunie, în ce sumă? S-a pus amendamentul. Acum punem cu amendament. Bârfă la proiectul ăsta, dacă are cineva discuții. Da, domnul președinte, dar chiar nu aveți o atitudine corectă pentru funcția pe care o aveți astăzi. De exemplu. Că bârfă. Da. Dar chiar tot acolo. Nu așteptam un pic mai mult de la dumneavoastră. Bârfă, discuții și toate astea. Erau a, vă rog să porniți chestiile de registrat ca să fie păi treaba da, oblă. Da. Aveți de luat cuvântul sau vorbim discuții? Vă rog, să puneți la vot amendamentul. Cine e pentru? Deci unanimitate, da? Da. La proiectul de hotărâre e vreo luare de cuvânt, doamna Genina. La care proiect? Asta cu școala. S-a votat amendamentul. S-a votat amendamentul. Fii atent la mine. Votăm de două ori aceeași treabă. Acum votăm proiectul. Cine e pentru? Unanimitate. Da? Da. Trecem la punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării organigramei și a statutului de personal din cadrul aparatului specialitatea primarului Comunei Prăjești, județul Bacău. Luăr la cuvânt, dacă aveți. Doamna Genina. Organigrama se schimbă pentru cum se angajează pentru persoane pandicate. Da. La unii persoane, atât. De mare la toată. Nu. Pentru asta am întrebat dacă e pentru da, asta sau pentru aia de bază. Orice angajare se actualizează. Am întrebat pentru asta e schimbă. Nu mai un asistent. S-au făcut de fiecare dată, nu numai la unele persoane. O dată, la orice angajare. Păi n-ai sunt persoane ca multe culoare, s-a scalat. Da. Sunt unii scalat. Cine e pentru? Cine se abține? 3 abțineri. 8 cu 3? Da. Doamna Minuț, domnul Dămătâr și doamna Genina. Trece la punctul 9. Și domnul Boru, mă scuzați. Nu. Elucio a fost de acord. Cine e a treia persoană? Doamna Genina. Doamna Genina, domnul Dămătâr Aurel și doamna Minuț. Minuț. Bine, mulțumesc.
Proiect de hotărâre privind primirea OAT Bereș Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intracomunitară Bacău, ADIB, și modificarea actului constitutiv și a statutului acesteia. Luăr de cuvânt, dacă aveți. Nefiind, supunem la vot. Cine e pentru? Abțineri? Împotrivă? Unanimitate. Fără nicio abținere. Trecem la punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire necesară încheierii prin licitație publică a unui spațiu din incinta dispensarului uman situat în comuna Prăjești, de Bacău. Luăr de cuvânt, dacă aveți. Să înțelegem că închiriați un spațiu la etaj pentru... Sunt două spații. Dar vedeți că aveți două boi. Da. Da? Unul de 108 metri și unul diferență. Ok. Cabinet somatologic sau cel mai? Nu. Kinetoterapeut. Kinetoterapeut, da. Și celălalt? Telemedicină. Tot pe asistență medicală. Alege. Da. Sunt două solicitări din partea la două societăți comerciale. Da. Din ce știu, unul face kinetoterapeut și celălalt cu telemedicină. La agitație, vă vedea cine... Întrebare, domnul secretar, de ce ați stabilit în euro în suma? Fie la lei, parcă de... Un euro a fost întotdeauna. Dacă vă uitați la clădirea dispensarului, este avea prețul un euro. La cursul zilei. Și da. Utilitățile toate în euro. Hai să luăm de cuvânt. Să punem la vot cine pentru. Unanimitate. Avem suplimentat ședința cu trei proiecte. Unu. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire necesară închirierii unui spațiu în suprafață de 107 licitații publice învățate cu mâna Prăjești, de Bacău. Luăr la cuvânt dacă sunt, deși am... Aici s-a doar pe 5 ani, din până am fost 20 de ani. Da. Da? Supunem la vot cine pentru? Abțineri? Unanimitate, da? Nu, domnul Luciu se abține. Domnul Luciu. Nu știu, e cam târziu. O fi că stai la soare de... Adică în momentul de față mai avem disponibil doar cabinetul stomatologic pentru închiriat. Nu s-a găsit până acum un doritor, să zicem. Procedura este făcută, de stat cine este făcut, urmează să vorbească. A fost solicitat să se prezenta nimeni, sper, cred că în următoare. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, Consiliul Local Comunii Prăjești, județul Bacău, întrunit în ședința ordinară din 26, având în vedere prevederile următoare. Cine ia la cuvânt? Ce s-a modificat, adică aici în statut? Că noi de bea ne-a spus la dispoziție. Și-a actualizat statutul. Aveți luare de cuvânt? Am întrebat inițiatorul, dacă... Nu a fost atent, am zis că a fost așa, o divagație. În care era statutul vechi și care e acum cel nou. Aveți statutul nou. Păi da, dar n-am avut nici timp să-l răspundim. Era clar că nu putem citi 20 de pagini în 5 minute. La vot vă abțineți și gata. A scăzut bine. Să punem la vot. Cine pentru? Cine se abține? 6 la 5. Și ultimul proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Comunei Prăjești din 7 a 2021 privind participarea Comunei Prăjești la programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente energiei în infrastructură de iluminat public și aprobarea indicatorului tehnico-economic ai proiectului modernizare iluminatului public în Comuna Prăjești, județul Bacău. Luăr la cuvânt. Mă scriu la cuvânt pentru că văd aici în proiectul de hotărâre la articolul 4
să aprobă susținerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 244.000 de lei în loc de 15.300? Da. Păi era vorba de 12,58% din valoarea totală a proiectului, care e valoare totală, ar fi trebuit să fie vreo 40 ceva de mii de lei, nu 244 de mii. Deci ori este eroare materială, păi atunci înseamnă că nu mai plătim numai 12%. Exact. Înseamnă că plătim 50%. Nu 50, aproape. 42%, circa. Păi și atunci de ce nu ați modificat proiectul să ne puneți deodată, că ați zis, bugetul local, din care contribuții proprii 12,58. Trebuia să ziceți 40%, cât trebuia să fie. Pentru că e un vânzul, o secundă, da, ca să pot explica această situație. Proiectul respectiv, ca și finanțare din partea Administrației Fondului pentru Mediu, acordă o finanțare pentru beneficiari, ca și cheltuială, dar beneficiarul are contribuție proprie. Deci, finanțatorul ne acordă nouă 87,42%, care reprezintă 292.451 de lei cu TVA. Beneficiarul vine cu o contribuție proprie de 12,58, de 42.084,66. Se face în felul acesta procentul de 100%, iar pe lângă aceste cheltuieli, beneficiarul, Comuna Prăjești, mai vine și cu cheltuieli neeligibile. Deci sunt cheltuieli neeligibile, cheltuieli eligibile care se împart din partea finanțatorului și contribuție din partea beneficiarului. Deci fac o completare ca să înțelegeți. Inițial așa trebuia să fie, 87 plătea AFM-ul, diferența de 13%, vă aduceți aminte că am solicitat noi să venim cu cofinanțare ca să obținem punctaj mai mare. Proiectul nostru a fost respins, eu îmi permit și fac un comentariu pe criterii politice. Am făcut contestație. Și la contestație ne s-au aprobat doar 61% din cheltuieli eligibile. Restul, dacă dorim, rămâne în sarcina noastră. Deci dacă dorim să primim 293 fără TVA, 293 de mii fără TVA, dacă vreți să-mi pun și ochelarii, dar plus minus, este și adresa domnului. 292 de mii de lei. Să contribuim cu 286 de mii. Și acoperim înlocuirea tuturor lămpilor și lampă pe fiecare stâlp în toată comuna. Inițial se discuta de finanțare 100%. AFM-ul a considerat că pe stâlpii unde noi n-am avut lămpi este neeligibilă și ne-o pune în responsabilitatea noastră. Tot ce a fost lampă, respectiv 261, ne înlocuiește în totalitate, evident cu contribuția noastră de 12% sau 17%, diferența pentru stâlpii care nu aveau lampă și pe care noi dorim să punem lampă, ne-o punem în sarcina noastră fiind considerată cheltuială neeligibilă. Dacă dorim să continuăm proiectul și avem termen până pe data de 30 să răspundem Ministerului, am primit solicitarea acum două zile. Așa. Nu am fost foarte de mult pe toată treaba, că nu e un an de zile când am avut discuția inițială a proiectului. Corect. Țineți minte, domnilor, că atunci eu v-am spus că dacă dumneavoastră treceți de la 250 plus minus cât erau atunci, 260 cât erau, așa, trecem la 500, adică dublați ca spuneți pe fiecare să nu veți întruni punctajul. Dacă doriți, eu vă pot pune înregistrare. O caut, am un telefon cu 30. Doamnă, noi am făcut solicitarea Ministerului. Eu repet, o spun pe criterii de culoare politică, inițial ne-a respins și nu suntem singura comună. Noi am făcut contestație și ne-a acceptat contestația în termenii ăștia. Jumătate noi, jumătate, mă rog, 61% a femeilor, diferența de 40% o plătim noi. La Comuna Negri le-a tăiat tot din felie, toată. Adică a respins tot. Au avut aceleași cheltuieli ca și la noi. SF-uri, autorizații, avize, pardon, și așa mai departe. Noi am câștigat 292.000 fără TVA, 330 ceva cu TVA, greșesc, domnul Bogdan. 292.000 cu TVA ca și contribuție de plată. Așa? Și dacă dorim să continuăm proiectul, va trebui să-l continuăm în integralitate, adică să punem lămpi pe toată raza comunei, așa cum era în proiectul inițial, trebuie să venim cu diferența. Vreți să rămânem cu acele lămpi vechi, antice și de demult, cum spunea cineva,
și care nu au o eficiență, sau să punem contribuția noastră și schimbăm lămpile. Celalte două proiecte pe care dumneavoastră de iluminat le-ați prezentat, care este statul lor? Dacă ai avut încă două pe lângă ăsta, ăsta au fost primul. Corect. Era... Nu, ăsta au fost al doilea lor. Al doilea? Al doilea. Și celelalte două, care este statul lor? Unul e finalizat, recepționat, terminat și îl vedeți pe stradă că funcționează. Celălalt care a zis să-l faceți cu împrumutul din la Banca Transilvania. N-am avut niciodată discuții cu Banca Transilvania pentru niciun fel de împrumut. Și banc era. Nu există, nu există discuții de împrumut decât pentru canalizare și discuții de împrumut pe canalizare au fost aprobate pe mandatul primarului Antica, deci nu pe mandatul meu. Discuțiile și aprobarea Consiliului Local referitor la împrumut, ca să nu mai spună domnul Bolu că am băgat statul în datorie, au fost aprobate. Al treilea. Cum adică n-ați venit? Doamnă, al treilea proiect de iluminat, care este în dezbatere la, pe fonduri europene și este depus la AFIR, în funcție de decizia dumneavoastră de astăzi, retragem proiectul ăsta și pierdem 298, și continuăm pe la de pe AFIR, care înseamnă încă 20-22 de stâlpi. Ori schimbăm cu 2 miliarde 3-200 și aproape 50 de lămpi, sau punem păi nu, dacă, investiție dacă nouă cu 50.000 de euro. 244.000, pe lângă cele 292.000, veți avea 503 lămpi. Tot satul. Da, corect. Dintre care jumătate... Și noi contribuim cu aproape jumătate, cu 40%. Corect, așa este. Bun, întrebarea care vine, firească, de unde veți la bani? Din bugetul comunei, doamnă. Păi, dar de unde bugetul comunei, cu bugetul venitul, de ce încasați de la oameni, se duce la împrumutul, de la ce? Adică știm foarte bine că se încasează puțin și că ăia sunt aproape toți duși către împrumut. Doamna Gerină, în fiecare an, de când sunt eu consilier, s-a investit în comună între 5 și 9 miliarde de lei din bugetul comunei. În fiecare an s-a investit între 5 și 9 miliarde. Deci găsim soluții din bugetul al nostru ce avem și din bugetul anului viitor și acoperim cheltuielile comunale și înlocuim toate lămpile. Lămpile astea au garanție de 5 ani. 5 ani de zile nu vom avea mentenanță sau costuri pentru mentenanță, că sunt cuprinse în contractul, în proiect. Orice lampă se arde, vine și o înlocuiește. Și dacă și avem lămpi pe fiecare stâlp. Adică nu se mai ceartă vecinul, tu ai, eu nu am. La mine este, la tine nu este. Da, situația cu E1-ul, cu stâlpii și cu asta s-a reglementat, adică ne... avem voie. Rețeaua de iluminat publică este a noastră, este prins în contractul de cesionare a... Ok. Până la voi. Cine e pentru acest proiect? Una nu dai, da? Da. Mai e o problemă semnalată de diferiți cetățeni care trec pe drumul care vin la primărie. În zona acolo, la Gherghină, de când stau eu acolo, e al cincilea eveniment neplăcut în care oamenii intră cu mașina în șanț. Foarte mult solicită lărgirea zonei de beton până la șanț și acoperirea șanțului până la domnul Gherghină. Le-am explicat că nu se poate, deoarece am înțeles că există o proces pe rol vis-a-vis de o altă lățire de drum și că mai e de răbdat un pic până acea situație se va lămuri. Da. Rămâne la aprecierea noastră dacă putem să deschidem un proiect de hotărâre ca să facem drumul ăsta foarte funcțional, pentru că toată lumea umblă pe el. Până s-o gândi Nea Cățu să ne dea bani să asfaltăm dealul, ea că trebuie să ne ocupăm de ce avem. Dacă putem începe demersurile pentru a face și această chestie, da. Vă supun atenția noastră. Acum știți, o luăm pe partea cealaltă. Nu știu pe unde o luați noastră, veniți de la deal, unii urcă. Da, era... Pe tocmai de-aia, cred că este un proces pe rol de la dumneavoastră și nu putem face. Era oglindă, domnul primar. Este oglindă. Eu am s-a ajutat cineva cu ea și a lăsat-o jos, am pus-o la loc, a reglat-o cum a priceput ochiul meu optic. Așa. Așa, dar acolo doi copii și-au rupt picioarele în șanțul ăla
un mare biciclist din lotul național și-a rupt gâtul, un gard la Nentul Gherghină, o mașină cu butelii a intrat în șanț, gata, gata, sărim în aer acolo. Deci nu vă cer basme de a dormi copiii. Gândiți-vă bine domnul, dacă putem face ceva pentru hotărâri. Logic, domnul primar, acum știți că și betonul din spate, nu mai întrebăm de autorizații și de alte chestii care ar fi trebuit probabil să existe. La reparații? Și la reținere? Dar am discut cu dumneavoastră, putem deschide un proiect de hotărâri. La acest moment aici, în urma lucrării geniale făcute de constructor care a lucrat la finanțare, pendența, în loc să ducă apa spre exteriorul clădirii, toată apa se duce în clădire. Dacă vreți, să mergem și verificăm. Auziți? Deci, acum, constructorul ăsta faimos... Cum o studia pendenta aici? Constructorul ăla faimos, care a finalizat lucrările de reparații la... Așa, a dus o problemă pentru cei care se duce în Consiliul Parochial. Locul de joacă al copiilor care a administrat de biserică arată deplorabil. Așa. Locul de joacă pentru copii, administrat de biserică, arată jardin. Topogane rupte, leagăne așa, debraiate, gardurile de la terenul de fotbal, ferfeniță, aici la locul de joacă. Eu sunt bunic și mai trec pe acolo. Nu umblu prin sat ca Sherlock Holmes după primar. Mai mă uit și pe unde trec. Domnul Lungu, puteți anunța părintele, dacă poate, are posibilitatea să... Echipă de voluntari, mergeți acolo, faceți o chestie. Doamne, nu poți face nimic, că e proprietatea cu Ivan. Doriți să aduceți în mai fac și un proces pe locul părintele acolo. Veniți cu atribuții, până la urmă. Tu ai făcut în baza unui contract, eu n-am contractat. Vă fac o sugestie. Nu face sugestii, că aici nu vreau de sugestii. Ai lucrat pe concret. Atunci nu permite sugestii. Era sugestiile care era betonul dumneavoastră de acolo din vale. Dacă tot domnul primar lucrează cu oamenii, cu angajații primăriei și o zis de 2-3 paleți de ciment. 2-3 paleți de ciment sunt 3.000 de lei. Și cu plasa care va mai fi încă 2-3.000, poate rămân 10 sali de ciment să mărească un pic acolo, așa. Dacă domnul Bolo promite că nu face din nou plângere, reclamașura de lea... Nu faceți în limita legii, dar nu faceți numai ce vreți și după ce zice domnul Bolo, mi-a aprobat. Păi, dar de ce nu ați putut să faceți cum a făcut domnul Lungu acum? Corect. Prima dată trece prin Consiliul Local, cereți aprobarea și cum are drept vă dăm, că e interesant comunității. Dar dumneavoastră n-ați vrut niciodată, ați spus numai ce vă tăia capul și după ce începe să plângeți că de ce? Cereți la aprobare. Păi. Domnul Lungu, permite. Cum e exemplu acum? Ați turnat betonul tot în spate și acum ne cereți să vă dăm 100 de lei. Dar mergem cu camera grilă să vedeți semnitul la betonul în spate. Mergem acum, acum. Mă duc acum. Asta mergeți unde aveți sac voi, nu unde vreți. Acolo mă duc cu toții dacă doriți. Nu e problemă privată. Domnul primar, mă întrebare și cu domnul secretar, vă rog să consemnați. M-au sunat doi cetățeni care au zis că au văzut dronă deasupra casei lor. Și am venit cu întrebare la dumneavoastră. Aveți cunoștință de ce este vorba? Nu era dronă la primărie. Păi era drona primăriei? Deci nu era drona primăriei. Deci drona primăriei, să înțelegem că ați pus-o în funcțiune cu oamenii ăsta s-au plâns, nu știau că au nu era drona primăriei, deci nu a fost pusă în funcțiune acolo. Deci noi nu avem de unde să știm că nu era sau era. Pe drona primăriei e culoare roșie. Nu era chiar cu culoare roșie. Mai este o dronă în sat care urmărește câinii acolo la cea vie. L-a prindat la soare. Era la ora 9:30 minute. Pe drona primăriei era roșie. Auzi? Da, la drona primăriei. Da, era drona de Dumnezeu care supraveghează și monitorizează din punct de vedere al curățeniei în toate localitățile din județul Bacău. Să vă tere! Și ați prins pe cineva care... Tu prevențiune nu mâncă oamenii, nu mâncă urșii oamenii când ați iată acolo. Ne comunică bine, nu? Ați prins pe cineva care mânce să anunțe? Avem răspuns pozitiv și și. Acum ajut de pe cineva. Da. Aveți un urmă, dar poate ne trebuie toată lumea. Mai ales de care să mă ajungi. Vezi că ai ajuns la vorba mea? Sistemul de monitorizare și supraveghere la localități, pe drumurile publice, se intre urțiune, nu avem multe surprize neplăcute, să știți. Trecător la gunoaie. Lasă-i domnul Soare că n-avem urșe aici, las că avem gunoaie în noi. Ce-ți produc? Ce-ți produc? Când vine... Dar nu mă
pui colectare, probabil, nu spun probabil, pentru că nu s-a decis. Deci noul sistem de colectare a gunoiului menajer pe noul contract cu Soma, câștigătorul licitației, va începe probabil, și spun probabil în proporție de 80%, că așa am fost asigurat, pe data de 9 august. Și data, ziua de colectare a gunoiului menajer, la moment, până la momentul de față, se știe că va fi marțea și nu joia. Deci de pe 9 august se va schimba sistemul de colectare, nu va fi joia, va fi marța, iar colectarea selectivă se presupune, eu nu cred că va fi așa, de două ori pe lună. Adică în pubela galbenă, plastic, fier, lemn, hârtie și așa mai departe. Omul la țară, lemnul, hârtia, cu siguranță pune în foc, fierul vinde personal în alte părți, nu știu ce vom... Eu intenționez și zic și e o propunere să menținem actualul sistem de colectare a bidoanelor din plastic și vă spun că la cel mult 2 săptămâni de zile încărcăm cel puțin un camion care are capacitatea la 12 tone, dar plasticul e ușor și nu e. Se adună câte o tonă, jumătate, două de bidoane din plastic. Aproape săptămânal încărcăm din toată comuna câte un camion. Și dacă o să folosim pubelele astea din plastic, cred că ne întoarcem la vechiul sistem să le găsim prin râmp și prin alte părți. Eu zic să le păstrăm și pe astea sunt ale noastre. Rămân și alea, amplasate unde sunt, dar trebuie să treacă și la astea galbene. Punem și la astea galbene. Practic astea galbene pentru că este activ. Indiferent cu omul care e mai departe și nu ajunge acolo că zice, bă, să mă duc 300 de metri. O punem la galben. Și când vine da. Mașina, îl ia și cu asta bă. Domnul primar, mai este o chestie care tot la fel mi-a zis cineva, s-o tăia pe tot asfaltul aici, când s-o lega la canalizare în fata lui Bernat. Am înțeles că acolo ați găsit o problemă, o defecțiune, că nu era căderea dată corect. Sunt discuții. Păi, de ce nu s-au legat băieții în partea dreaptă și au trebuit să spargă asfaltul să lege în partea stângă? Pentru că nu avea suficientă pendențe, doamne, și s-au dus la vale. Și trebuie să dai asfaltul? Da, adică, eu am fost, dar nu avea suficientă pendențe. Păi poate să mă duc și eu, nu să vreau și eu să fac. O să repari. Păi cum? Nu, domnul Solomon, o secundă. Dar ce mai repar domnul Solomon? Stați o secundă, nu domnul Solomon. Deci nu avea destulă căderii pentru că căminul care era lângă gardul ubicului Antica era amplasat mai jos față de ăsta la alt și era pendența, deci să te apa acolo. Asta a fost ideea. Nu am înțeles de ce nu ați chemat firma constructoarei să rezolve problema. Pentru că Bernard dacă va veni și va repara asfaltul și după aceea cineva va dori să se conecteze la canalizare, să lege la canalizare, nu o să poată, pentru că situația a rămas, problema a rămas. Trebuia chemat constructorul să rezolve problema. Problema n-a rămas, e rezolvat. E rezolvat. Deci cei da. Următorii care vor veni să lege, pot să se plătească. Pendența era aproape zero și au modificat un pic. Domnul primar, de la casa lui Vicu până la casa băieților, e pendență destul inclinație acolo. Este, da? Doamne, rezolvată problema, o să pune și asfalt. Păi nu, pentru că s-o formează în groapă, în partea dreaptă, cu mucăm în dea, lângă cămin, este o groapă mare. Ca să-l tai peticii, ca pe asfaltul național, când se tăia un petru. Ideea era ca să se rezolve, că e o groapă mare lângă cămin și trebuie să nu se lovească cineva să intrat acolo. Dacă apare ce fiecare la fel, ce s-ar întâmpla? Asta nu e un graj cu animale. Odată tăiat asfaltul, nu mai e asfalt, niciodată. Odată o să se repare. Ce face dacă a tăiat toți asfaltul ăla? Era ideea cum e un biciclist, mi-a zis că de ce nu rezolvăm cu gropile? Așa cum o sac câinile la față la Dănuța lui Lungu, 3 zile. Și nu s-a dus nimeni, că angajații primăriei trec lângă el și nu-l iau. Aștepta să-l ia altcineva. Adică sunt chestiuni care... N-aveți treabă acasă? Bineînțeles că nu avem. Aveți dumneavoastră mai multă? Am. Dar dacă tot ironie, nu prea merge. I-am servici, doamne, nu cazi. Dacă nu mai sunt probleme pe ori de zi și luări de cuvânt în alte scheme și situații, așa, declarăm ședința închisă. Vă dorim.